Salut, prieten. Mihai Stepanov cu un video despre bursa care s-a deschis pe 26 noiembrie sub denumire de C3 Exchange. C3 prescurtat, deci Crypto Credit Card. Așa se descifrează C3. Crypto Credit Card este prima bursă care își planifică să aibă cardul lor în care să putem schimba de pe bursă direct criptomonetele, de pildă, în fiat. Ce înseamnă fiat? Asta euro, dolari, de pildă, tranzacționăm pe bursă cu bitcoin sau de undeva am adus bitcoin pe bursă dată. Cardurile vor fi în primăvară undeva. Acum e pe 26 noiembrie abia s-a deschis. Deci orice companie are un plan de dezvoltare. Deci și bursa aceasta ea își planifică să ajungă în top 10 cu un rulaj în mediu de 1 miliard de dolari pe zi în 2020. Deci acum ei au început o promoție de 26 noiembrie. Dacă vă uitați, este un timer. Ce fel de promoție? Deci ei dau 10 milioane monete în formă de cashback 100%. Deci ce înseamnă cashback? Deci orice cumpărătură, de pildă, făcută în unele magazine, mulți dau reducere. Deci în cazul dat, reducere care se întoarce înapoi prin careva promoție, știu, bonusuri și mai departe, carduri de loialitate. Deci în multe marketuri și companii sunt diferite sisteme de remunerare sau de stimulare a clienților ca să fie fidel. Deci în cazul dat, ei ce fac? În timp de 3 luni, toate comisioanele care vor fi luate de compania aceasta, de bursa dată, vor fi întoarse 100% înapoi prin moneta lor, C3. Și acum atenție, deci se va întoarce nu pur și simplu la cursul actual, de pildă acum, dacă ne uităm la deci cursul la monetă este deja de două ori mai mare. Deci ea abia s-a deschis. De ieri, azi 27, are o zi. Nu, de mâine noapte 28 când fac video. Deci rulajul la ei se face până când sau vânzări în Bitcoin, Ethereum, C3 și Litecoin. Abia 4 monete s-au unit, dar alt este interesant aici. Este programul de parteneriat. Foarte interesant. În nou nivele se poate de primit comisioane. 60% din venitul care va avea compania, bursa, ea va fi sau se va împarte cu persoanele care au invitat oameni. Deci cu participanții pe bursa dată. Deci, de pildă, dacă invitați parteneri și ei fac schimbări sau tranzacții pe bursa dată, aveți 20% din primul nivel. De pildă, aveți un cunoscut care a cumpărat, eu știu, un bitcoin pe bursa dată. El a dat, de pildă, 100 de dolari comisie când a cumpărat un bitcoin, ca exemplu. Deci veți primi 20 dolari. Deci eu iau niște cifre mai rotunde ca să fie mai clar. Acum, dacă invitați mai mulți parteneri care sunt unii din ei activi, adică invită și ei, deci structura poate să dezvolte mult, mult în adâncime. Deci se poate de primit bonusuri până la nou nivele, dar mai departe deja sunt unele condiții. Este pachetul business care permite să primim bonusuri din 3 nivele, dar trebuie de cumpărat
această posibilitate cu 50 de monete C3. Deci acum, dacă cursul la noi e $4 la monedă, se primește $200. Ca să primim bonusuri din toate 3 nivele, din toate 9 nivele, până la level 9, îmi trebuie pachet de 300 de monete luat, el se ia odată pentru totdeauna. Și atunci, treptat, peste un an, 2-3, poate să fie sute și mii de oameni în adâncime la voi. Dacă o să fiți acum activ, când proiectul abia a început, deci aici se vede câți oameni deja sunt în proiect, în jur de 1000. În fiecare zi, dacă o să intrați, o să vă uitați aici, o să vedeți că cifra aceasta crește. Acum, pentru a putea face vânzări pe această bursă, este obligatoriu de trecut verificarea. Deci bursa este înregistrată în Uniunea Europeană, iar în Uniunea Europeană este foarte strict cu legile în privința spălării de bani. Deci orice bursă care se deschide trebuie să cunoască clienții lor, pentru aceasta se face verificarea. Deci în profil este direcția verificare, unde trebuie să fie trecută verificarea. Eu am trecut verificarea destul de repede. Verifică câteva zile maximum, doar că trebuie de atent de citit ce condiții ei cer. Deci acolo trebuie poză la document și confirmarea adresei. Și un selfie, dacă nu greșesc, eu am trecut vreo lună și ceva în urmă. De mult așteptam bursa aceasta să deschidă. De ce? Pentru că nu e încă nicio bursă care să aibă în plan să facă un card. Deci, un card de plastic care va fi la ei, pe care să putem scoate banii. Pe urmă, ce mai au ei în plan? Conturi PAM, cine știe, deci vor fi profesionali care vor lua bani la procente. Deci cum la procente? Deci sunt oameni care tranzacționează pe bursă. Și deci această bursă, tot așa ceva sunt la site-uri care se ocupă cu brokeraj, cu Forex, ca Alpari sau eu știu alte companii cunoscute, unde de pildă sunt persoane care lucrează cu trading și ei de pildă scriu ce condiții, deci ei lucrează cu banii la alții, deci se poate de dat banii în gestionare, deci ei banii aceștia doar vând cu ei, nu îi pot scoate și procentul se împarte cu acei care au investit. De pildă eu am pus 10.000 de pildă de dolari, el pe lună face din 10.000 de pildă 3.000 și are condiția că el e 30% sau 50% de pildă. În cazul dat din 3.000, eu de pildă îi dau 900 sau 1.000 jumate lui și 1.000 jumate de pildă rămâne mie. Depinde de condiții. Deci sunt diferite persoane, diferite condiții au. Deci înainte de a da bani, noi studiem, analizăm. Deci așa ceva va fi aici, tot e un plus care nu e nici pe bursă. La fel, vor fi multe nuanțe care undeva am văzut o prezentare. Deci aici este o pagină. Deci la ei vor fi, să spunem așa, dezvoltarea bursei în 6 direcții. Trading profesional, pe urmă o direcție legată că vor avea propria monetă C3, care treptat va fi în creștere. De ce? Acum și voi încerca să explic.
пиурмы экстенсии пем телефон мобил унди птем се лукрем диферити сервичей каталоаджи кэшбэк урдич пиурмы клиент ап куман спус держа пе диспозитив мобил телефон пиурмы кард банкар карта де кадем пластик виза мастеркард ши пентру партенери официал парт дичь бэк официал да контрэм вдец есть аича сент бутуане пикар интрэм вдем портофелли пэнкэн сент чинч балансе монета Ч3, биткоин, этериум, тетер омни, лайткоин, тетер омни и биткоин на конгрессе. Да. Акума, дирекция де партенер у сау портофелу, сау кабинету у нас, ЛГС Мэйчала Ч3. Унде птем, ведя экипа ностра, я удержа ам факути ктива видео лимба руса, де ерши ведец актив в амни сен регистряза, доуш 3 де партенер эндо унивели, Direct 23 și cum am spus putem să avem parteneri până nivelul nou. Deci când vedeți că este profit în adâncime 10-600 de monete, eu cred că o să dați 50 ca să aveți acces la venitul care vine din adâncime. Deci ce mai pot spune? Deci principalul că este acum direcția Bounty unde este o promoție cu posibilitatea de a participa în repartizare a 10 milioane monete la toți care fac tranzacții pe această bursă, cumpără, vând, schimbă, cumpără toate comisiile care sunt luate de companie de la 26 noiembrie până pe 26 februarie, dacă nu se vor repartiza aceste milioane, dacă vor fi mai repede repartizate 10 milioane, posibil că se termine mai repede această promoție. De exemplu, dacă ați făcut tranzacții de comisioane care a luat bursa din tranzacțiile făcute pe această bursă de 500 de dolari, ca exemplu, veți primi înapoi 250 de monete. Deci se ia în calcul prețul fixat de 2 dolari a monetei. Deci ce aceasta ne dă? De, uitați-vă ca exemplu. De pildă. Exemplu, ați făcut o afacere cumpărând 48 de Ethereum pentru un Bitcoin, că ați făcut un schimb. Ați avut Ethereum și ați hotărât să cumpărați un Bitcoin pe această bursă. Pentru această tranzacție, de pildă, comisionul care l-a luat bursa este 0.97626 Ethereum. Sau, după curs, care este acum 15 dolari, de pildă. Acum, 15 dolari se împarte la 2 dolari. Și în final să primești că o să primiți când se va termina promoție după 26 februarie 7,5 monete C3. Când cursul deja la monetă este 4,3 dolari. Deci în final că tare o să primiți de două ori mai mult să primești. Dacă cursul încă va crește de 3, de 4 ori și din poate să iasă 5-6 ori mai mult
decât ați cheltuit, ca exemplu. Pentru că e fixat cursul $2. Puține șanse că cursul să scadă, să fie mai jos de $2, pentru că toți care trebuie să intre pe această bursă, să lucreze, trebuie să fie verificați și să facă cumpărături, vânzări. Deci toate monetele acestea vor fi date după 26. Deci brusc 10 milioane nu o să apară de monete libere. Pe bursă sunt puține monete, cum am văzut eu încă. N-are cine să facă ca cursul să scadă. Deci eu de ce aștept că am monete care trebuie să le primesc, dar le voi primi după 26 decembrie. Deci eu am participat la Bounty când a fost posibil un an și ceva în urmă și am 1700 de monete undeva de la bursă dată. Acum e 4 întreg și 3, cursul poate și 6 și 10 dolari pește jumătate de an. Așa că eu monetele nu le voi vinde. Dar dacă doriți să câștigați monete gratis, în ce sens gratis? Deci din diferența care o să fie la curs, deci intrați pe această bursă, vă trebuie Bitcoin, Ethereum cumpărați prin această bursă, pentru că o să câștigați și comisionul înapoi. Deci în alte burse, deci comisionul rămâne la bursă. Aici, de pildă, asta e plusul că puteți câștigați și monete C3 din 10 milioane care se face acum promoția aceasta. Deci până se va termina timerul, putem participa în această promoție. Înregistrarea pe acest site este simplu, dar totuși uitați-vă, în interior sunt două linkuri, una direct la bursă, alta la promoția aceasta care se face. Deci cum doriți, alegeți pildă. Așa, dați să ieșim. Pildă, ați trecut după link-ul care e sub acest video, după ce apăsați pe Sign Up, unde creați un login, e-mail, acceptați condițiile, treceți de captcha, apăsați pe Registr, intrați în e-mail care l-ați indicat, activați înregistrarea și acum uitați-vă, login-ul. Așa, și pe urmă când o să intrați, posibil că o să creați și parola, că văd că nu văd unde se creează parola. Sau parola vine pe e-mail, pe urmă schimbați. Deci uitați-vă cum acolo e situația. Eu vă câteva luni în urmă am făcut această înregistrare, nu mai țin minte cum este precis, dar pe e-mail vine mesaj unde este un link de activare a înregistrării, posibil că acolo vine și parola. Acum, parola care o primim, ea este pentru toate dispozitivele, deci și la telefon, și la, uitați-vă, și sunt partener, trading, pildă. Ca să intru, deci, la partener, tot același login și parola. La bursă, trebuie pe apăsat pe sign in. Tot aceeași parolă care am pus-o la înregistrare. Cum va fi cu cardurile și cu aplicațiile care vor apărea pe telefon de pe Android sau de pe iPhone, vom afla mai târziu.
cam atât ce am vrut spun, numai bine.